De cât timp joacă fiica dumneavoastră Pielea Ursului? Da, ca și ani, nu știu, cred că avea 4 ani, 5 ani. Și acum cât are? 16. Mulți înainte. Nu e greu să joci? M-am obișnuit, că merg în minte și... Îți place? Da, îmi place foarte mult. A crescut cu ursul, n-are cum să-i fie greu dacă a crescut cu el. De-asta, de la cât jucați Pielea Ursului? De la 7 ani. Wow! Poți vă întreb cam ce vechime aveți? 39 de ani, de când joc. Numai de când jucați, da, am înțeles. Se juca în familie? Da, se juca și în familie, nu la nivelul acesta, dar e cu tradiții în familie. Înțeles. Pentru tine ce simbolizează jucatul pielii de urs? Păi, nu știu, de exemplu, alungă spiritele rele. Cum? Alungă spiritele rele. Aha, și dumneavoastră ce ziceți că simbolizează? Ca și simbolizat, e greu de spus. Este un spirit și aici cred că cuprindem cu expresia aceasta, cuprindem totul. Pentru cei născuți și crescuți pe Valea Totoșului... O luptă pentru lumină, pentru bine împotriva răului. De-a lungul timpului, jocul ursului are mai multe semnificații și pe măsură ce au trecut ani, a căpătat alte conotații, la un moment dat a fost și cu natură terapeutică jocul ursului, în vremea getodacilor era cumva simbolistic, reprezenta putere, reprezenta măreție. Și acum e tradiție, nu? În 2023? Acum 2023 și sperăm să mai fie mulți ani de acum încolo, cât de Dumnezeu suntem sănătoși, să fie tradiție. Poți concepe sărbătorile de anul nou fără jucatul pielii de urs? Nu, deoarece de mică am obișnuit să merg cu ursul și de fiecare dată când aud cuvântul sărbător de iarnă mă gândesc la mersul cu ursul. Și ultima întrebare, când auzi ritmul dobelor, cam cum faci așa? Fierbe sângele! La fel? Fierbe sângele, da. Păcat că nu ne ajută vremea, condițiile meteo, nu mai sunt iernile de altă dată. Dar fără jocul ursului, n-am simțit că se termină anul și sunt sărbătorile de iarnă. De la cine ați învățat? Sau cine ați văzut în familie? Moștenim de la părinții noștri. Așa. Și încercăm să o transmitem mai departe. Generații copiilor tinere. Noștri. Am înțeles. Jucau și bătrânii înainte? Cum era? Da, da. Și de fete? La ei am moștenit și fete și băieți. Toată lumea de mergea. De copii până... Până în zilele noastre. Exact. Tu de la ce vârstă joci Pielea Ursului? Eu joc de la vârsta de 6 ani. Așa, și îți place? Da, este foarte frumos. Îmi place să duc tradiția mai departe, preluată de la tatăl meu. Aha, ce frumos. Și nu e grea pielea de urs? Este grea, dar pentru că este frumoasă, nici nu mai simt cât de grea este. Și o curiozitate, așa, faci bănuți când mergi așa cu pielea de urs în spate? Uneori da, uneori nu. Da, de joci de pentru asta pielea ursului? Contează plăcerea. Joc de plăcere mai mult. Joci de plăcere, de plăcere? Normal. Înainte tot la fel se dădeau bani la urși care veneau sau uneori, mă rog? Da, uneori nu, colăcei. Care e mesajul pe care îl transmite jocul ursului? Ne dă o tărie, o putere mai... Puterea ursului să vină exact, asupra omului? Exact, exact. Am înțeles. Și ție ce sentiment îți creează? Că am aflat la tata ce înseamnă, dar la tine ce sentiment îți creează când joci așa? Un sentiment că sunt mai puternic, mai mare. Și ești de neînvins, așa-i? Da. Am înțeles. Un mesaj pentru generația tânără. Ce ziceți că ar trebui? Să ducă tradiția mai departe. Să încercăm cu toții să ducem tradiția mai departe. Credeți că se va pierde vreodată tradiția asta? Nu cred că se va pierde niciodată. Noi... ăștia mai în vârstă încercăm să le insuflăm aceasta și, după cum vedeți, sperăm că reușim. Vă reușește. Sperăm că reușim ca să-i facem să ducă tradiția mai departe. Nicăieri.
nu mai este jocul ursului.